Noutăți în sănătate în ceea ce privește activitatea medicilor de familie. Aceștia vor putea face contract cu Casa de Asigurări de Sănătate doar dacă pe lista lor figurează 800 de pacienți, iar în acest moment se are în vedere desființarea comisiilor paritare. Această comisie stabilește necesarul de medici în anumite zone, unde este nevoie de medici, unde sunt zone defavorizate, stabilește numărul minim de pacienți necesari pentru ca medicul respectiv să facă contract cu casa de asigurări. Și în momentul actual, numărul acesta minim este de 800 de pacienți. Deci un medic de familie nou venit într-o localitate poate să facă contract cu casa de asigurări doar dacă în decurs de 6 luni se adună pe lista lui 800 de asigurați. În același timp, noutățile îi vizează și pe pacienți. La schimbarea medicului de familie, aceștia nu sunt obligați să își motiveze alegerea. Odată un pacient s-a înscris la un medic de familie, trebuie să rămână 6 luni, adică 6 luni nu mai poate să-și schimbe medicul de familie. Trebuie să motivezi nici într-un fel schimbarea medicului de familie. Pur și simplu anunți medicul de familie de la care ai plecat, medicul respectiv trimite fișa în general prin poștă, așa spune legea, se trimite prin poștă fișa la celălalt medic. O altă modificare vizează modul prin care medicii de familie vor fi plătiți de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 20% pe asigurat, iar 80% din plata pe serviciu. În prezent, proporția este de 50% pentru fiecare criteriu.